Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este unica instituție de învățământ artistic universitar și postuniversitar din Republica Moldova, care îmbină cu succes tradiția și tendințele artistice semnificative ale artei contemporane universale. Procesul didactic din AMTAP asigură o formare individualizată pentru viitorii practicieni și teoreticieni în domeniul artistic, ceea ce presupune nu doar transmiterea informațiilor de la profesor la student, ci, în primul rând, formarea și modelarea unor atitudini, a unor abordări creative, experimentale. Facultatea Artă Teatrală, Coreografică și Multimedia își are începutul în a doua jumătate a anilor 50. În cadrul Conservatorului de Stat Gavril Muzicescu au fost formate grupe de studenți la specialitatea actor de teatru și cinema. În anul 1965 a fost înființată Catedra Regie și Arta Actorului la Institutul de Arte. Această catedră a servit drept nucleu pentru fondarea în anul 1988 a Facultății Arta Teatrală, iar în 1999, facultatea a fost completată cu noi specialiști și a căpătat denumirea Arte Dramatice și Management Artistic. În prezent se numește Facultatea Artă Teatrală, Coreografică și Multimedia. În cadrul FATCM activează trei departamente: Arta Teatrală, Multimedia, Coreografie și Performanță Motrică și două catedre: Studii teatrale și scenografice, Management artistic și Culturologie. Una dintre subdiviziunile facultății este Departamentul Artă Teatrală. Misiunea departamentului este de a oferi studenților celor două specialități, actorie și regie, programe de studiu bazate pe cercetare și care să permită atingerea competențelor profesionale în domeniul creației teatrale. Studenții au oportunitatea afirmării artistice pe scenele instituțiilor de cultură profesioniste, fiind deseori recompensați cu distincții și premii la diferite festivaluri sau concursuri de specialitate. Cunoștințele acumulate la treapta licențială pot fi aprofundate la ciclul 2 masterat, la specializările Arta Actorului Contemporan și Arta Spectacolului Contemporan. Atribuțiile prioritare ale Departamentului Multimedia sunt elaborarea, organizarea și realizarea procesului didactic în domeniile cinematografiei, televiziunii, fotografiei și producției audiovizuale. Programul oferă o selecție amplă de cursuri practice și teoretice, urmărind să dezvolte atât abilitățile tehnice și cunoștințele de utilizare a echipamentelor, cât și aptitudinile creative ale studenților, capacitățile de gândire și analiză critică, formală, teoretică și istorică. După absolvirea ciclului întâi, absolvenții acestui departament sunt angajați la diferite studiouri de film și TV. Programul de master Regia Filmului Documentar își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative în vederea realizării unor produse artistice novatoare. În cadrul Departamentului Artă Coreografică și Performanță Motrică sunt pregătiți specialiști la două programe de studii: coreografie și dans. Programul de învățământ la specialitatea coreografie vizează formarea polivalentă a viitorilor profesioniști prin acumularea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea aptitudinilor practice necesare pentru crearea spectacolelor și operelor coreografice. Programul de formare dans pregătește cadre didactice în domeniul artei coreografice pentru învățământul formal și non-formal, ciclul primar, gimnazial, liceal și post-liceal. Studenții care doresc să-și construiască o carieră coreografică performantă au posibilitatea să urmeze programul de master la două specialități: Arta Spectacolului Coreografic și Pedagogia Dansului. Catedra Management Artistic și Culturologie organizează instruirea studenților la specialitățile Culturologie și Producție Culturală și Management Artistic. Domeniul Culturologie vizează pregătirea specialiștilor pentru analiză și cercetare, activitatea de proiectare culturală, asimilarea valorilor culturale. Programul de masterat Patrimoniu Cultural și Manifestări Artistice asigură continuitatea în formarea specialiștilor de înaltă calificare. Programul prevede o pregătire complexă, temeinică și interdisciplinară a absolvenților, îmbinând aspectele teoretice cu cele practice.
Catedra Studii Teatrale și Scenografie asigură studierea a 3 programe de studii la ciclul licență: dramaturgie și scenaristică, teatrologie și management teatral și scenografie. Specialității scenografie îi revine sarcina formării viitorului creator de decor și costume, realizatorul plasticii spectacolului. Programele de studiu la scriere dramatică, istorie și teoria artelor audiovizuale și scenografie de teatru și cinema vizează pregătirea viitorilor specialiști în baza acumulării cunoștințelor teoretice, formarea viziunilor critice în domeniul teatrului, dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru analiza producțiilor artistice, urmate și aprofundate la studii masterale. Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia parcurge un itinerar valoros în vederea internaționalizării procesului de studii prin realizarea numeroaselor ateliere și workshop-uri, participări la festivaluri importante a tinerilor creatori în domeniul teatrului, coregrafiei și cinematografiei. Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film, ClassFest, organizat de facultate, a devenit un spațiu important de comunicare și schimb de experiență dintre studenții noștri și studenții din cele mai prestigioase școli de teatru și film din Europa.